Și aici o dovadă clară că vârsta e doar un număr. Da, e de văzut pentru Malaga. Tare, nu? N-am mai văzut nicăieri. E una dintre cele mai bune băuturi. Asta e jucăria pe care am închiriat-o. E destul de liniște, nu e agitație. 12 septembrie 2023 mergem către Malaga. Luăm o mașinuță și ne plimbăm prin sudul Spaniei. Hai să vedem ce o să găsim, cine mai așteaptă și în vacanța asta. După 3 ore 50 am ajuns în Malaga, e ceasul 9, diferență de fus orar, o oră în Spania. Am închiriat mașina de la o firmă locală care se cheamă Del Paso. Aici, bam. Prețurile mult mai bune decât pe orice alt site. Intrați la ei, dați-le un mail și vedeți ce găsiți. Ziua 1 am plecat către Playa Malagueta, cea mai cunoscută plajă din Malaga. E un pic înnorat, dar mai devreme era ok, probabil o să iasă soarele. Hai să vedem cum o să fie acolo, ce găsim. Voy a cantar esta canción. Am ajuns în Malaga, fix în oraș. Arată super bine pe aici, pe lângă mare. E destul de liniște, nu e agitație. Cred că e pe final sezonul și la ei. Dar ne place, ne place mai puțin. Cu mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. Mi se par super taxările astea în aer liber. În Spania vezi foarte des, așa fix pe faleză. Au început și la noi să apară în parcuri, dar na. Foarte, foarte mulți oameni în vârstă, care fie alergă, fie merg cu bicicleta, fie fac pași pur și simplu. La, 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 la casa del merengue. La, 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 y la casa de la bachata. Plaja asta ne place și nu prea. E destul de mare, nu e nimic wow. Am tras câteva cadre din drona. Acolo e ceva mai aglomerată. Se duce mult încolo. Da, e de văzut pentru Malaga. Cât să vii să stai un pic la soare. Suntem undeva lângă Malaga, cum ar fi la noi în Năvodat. Cam asta e vibe-ul aici. La șezlonguri nu prea stă lumea, e ora 5 după masa. Mai mult aici, pe plajă, vine fiecare cu șezlongul lui, cu umbrăduța. Dar vibe-ul e mare. E super plăcută vremea, de apă la 27 de grade. Avem aici și ceva prețuri pentru sporturile de apă, destul de decente, cum vi se par. Și sunt jucăriile. Dar nu au preț pentru schijoc. Meanwhile. Asta e jucăria pe care am închiriat-o pentru 35 de euro pe zi, 36 de fapt. E și cabrio. Uite, am observat un lucru ciudat în Malaga, uite ce forme au blocurile. Sunt total atipice. Fiecare are o formă mai ciudată. Uite asta cum are balcoanele. Arată foarte diferit, nu sunt convenționale. Am parcat în Malaga, fix în centru. Am găsit cu greu un loc de parcare. Suntem undeva lângă catedrală. Mergem să vedem care-i vibe-ul pe aici. Destul de multă lume pentru miercuri seara. Se plimbă lumea pe faleză, alergă pe plajă, se joacă volei. E mișto. Hai să vedem și ce e în centru. Până un alt avem aici catedrala asta care arată genial. E imensă. Nu știu dacă se vede pe video cât e, dar e super mare. Se arată super bine. Zici că ești în Italia aici.
tipic spaniol ce nu trebuie să ratez dacă vin în Spania. Și prețurile sunt foarte bune, uite aici prețuri pentru sandwich-uri. E ramonul ăsta delicios. Pe măsură ce avansăm, se complică situația. E din ce în ce mai animat. Ne place. Uite artă stradală, ce marfă. Niște pereți mișto, vopsiți. Arată lima. Unde te duci, dai de coadă? Aici în dreapta avem coadă. Aici în față avem coadă. Toată lumea stă la cozi și nu sunt suficient de multe mese. Aparent toate mesele sunt ocupate. Ia vezi detalii ce are poarta asta de la catedrală. Nu știu cât se văd pe filmare, dar e imensă, adică asta cred că are 5 metri înălțime. Super tare, nu mă impresionează pe mine chestiile de genul ăsta, dar asta chiar arată blană. Nice! Și aici o dovadă clară că vârsta e doar un număr. Uite pe aia din spate cât de bătrânei sunt. Și o ieși la dansă aici. Muzica în surdină, așa încet să nu deranjeze. Day 2. Ziua 2. 2. Suntem în Torremolinos. E ora 10 dimineața. Am fost la micul dejun, dar uite cum arată plaja. La ora 10. Nu este nimeni. Nimeni. Ești un pic înnorat. Ce-i drept. Dar e blan așa. Ne place. Și să nu uităm că în Spania mâncărica este extrem de bună. Mai ales când vine vorba de ceea ce se găsește în apă. Și evident sangria, care din punctul meu de vedere e una dintre cele mai bune băuturi de peste tot. Gamba pilpil, ăștia-s preferații mei. Ăștia mănânc și plânge, efectiv. E ceva bun de tot. Oh my god! Wow! Și nu în ultimul rând, ceva specific pentru Malaga, un soi de frigărui de sardine. Uite-le cum arată. Musica, 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 te trago musica. Musica, musica, musica de la Republica. Aha! Plaja din Torremolinos e la câțiva kilometri de Malaga. Arată foarte bine, e destul de lată. Ai o zonă de șezlonguri pe partea din spate a plajei, iar aici este liber. Acum s-a agitat un pic marea și vine până aici, dar... Până cu o oră stătea o grămadă de oameni pe porțiunea asta. E destul de agitat acum. E chiar steag roșu, s-a ridicat acum, a început să-i cheme pe ăștia din larg. Uite, acolo încă mai sunt oameni, dar majoritatea văd că sunt pe plăci de sărți. Dar arată bine. E mișto, e devenit aici. Față de plaja din Malaga, cred că e mai mișto asta. Seara 2, în centru, în Malaga. Cam așa se prezintă străduțele. Destul de curat, aici seamănă mai mult cu Madrid. Și cum e pe jos și clădirile parcă sunt un pic mai renovate. Da, e de plimbare. Sunt foarte, foarte mulți bătrâni. Aseară până la 11, să zic că era ceasul, era încă centru plin. Nu știu aici în spate care e vibe-ul. Și aparent, din ce văd eu așa, din ce cred de fapt, sunt toți localnici. Uite și aici, și este joi seara, frate. La Sole del Pimpi, cred că e cea mai aglomerată locație din câte am văzut până în centru pe aici, pe Malaga. Mereu să stă la coadă, e ora 10:30, aproape 11. Și uite câtă lume e și locația se întinde mult, 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 mult încolo. Și așa arată... niște creveciuri care sunt doar 9 euro. Am mâncat, dar ne-am oprit și am să luăm așa ceva de poftă.
cu niște pini în dus. Dar aparent e și bun și ieftin. Deci dacă vrei să încerci ceva în Malaga, poți să vii să stai un pic la coadă aici și să încerci mâncarea. Hai că ora 11 a venit și pe aia s-a pornit. Ne îndreptăm către casă, cum era final de seară, dar a început și ploaia. Mâine avem de făcut Caminito del Rey, să sperăm că nu ne strică ploaia planul. Dacă vii în Malaga pentru câteva zile, nu ai voie să ratezi Caminito del Rey, drumul regelui. Este la o oră de Malaga, dar pentru asta o să facem un video separat pe care îl găsești în descriere. Sunt prea multe de spus despre el, dar oricum, nu trebuie să-l ratezi. Dacă ai două zile la dispoziție, una trebuie să fie pentru Caminito del Rey. Hai să vă arăt ceva tare, ce am găsit în Malaga, pe stradă, peste tot, ceva ce n-am găsit nicăieri în jurul lumii. Probabil în Costa Rica mai sunt. Uite câți papagali sunt aici, pe stradă, nu știu cât se văd pe video. Dar sunt foarte mulți și peste tot sunt, peste tot, uite și acolo pe stel și acolo, ia uite că sunt acolo, cred că sunt 10 acolo, peste tot sunt. Tare, nu? N-am mai văzut nicăieri. Am stat două zile în Malaga, ne-am făcut o idee, acum am plecat către Estepona, unde o să stăm 2-3 zile, vedem, și ulterior mergem în Marbella. Să vedem ce găsim în Estepona, e la o oră distanță. Cred că o să mergem și la Gibraltar. I'll be back.